Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o mică întârziere. Dar, iată-mă în fața voastră cu o etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Taur, etalare pentru iunie, dacă ar vrea să fie 5 iunie, 5 iulie, bine, dar să știți că etalările durează mai mult de o lună de zile. Asta ca să nu uitați. Am văzut de câteva ori Marea Preoteasă, Regina de Cupe. Poate că unii dintre voi trebuie să vă conectați la intuiția voastră sau nu sunt niște secrete. Sunt niște secrete. Hai să vedem. Situația generală pentru Taur, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur. Vine să strămut. Taur, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur. Situația generală, iunie 2022. Wow! Ho, ho, ho. 7 de monede l-am văzut și în timp ce am amestecat setul de cărți, dar aici a venit invers. Acolo a venit normal. Iar o chestiune de vindecare, de așteptare. Și secretele alea aș spune că țin de descoperirea unor. Sau mai bine zis, studiu unor lucruri. Abundență. Cum să manifestați abundență, da? Mai repede, că a venit 7 de monede, investește cu grijă, cu precauție, tipic semnelor de pământ. Sau nu neapărat celor care au planete, că poți să fie orice alt semn, dar să ai planete în case de pământ și atunci să fie un om mai chipzuit, mai temperat, da? Să investești cu grijă, să fie ordonat. Să ai răbdare, să știi că lucrurile nu se manifestă pe loc, da? Dar la capătul setului de cărți aveți abundență. Șapte, normal, 7 de monede merge către 8, da? Vrea să-și transforme viața, vrea să-și caute un loc de muncă sau să muncească, după ce investește cu grijă, să muncească și să-și atragă independența, da? 9 de monede. Și apoi 10 și așa mai departe. Aici aveți abundență. Ar fi o nouă cale către abundență. Dar asta înseamnă ori. Mai vedem ce cărți vin, dar deocamdată un mesaj. Asta e, văzusem 7 de monede și Marea Preoteasă. Să studiați, să înțelegeți că energetic puteți să atrageți abundență, nu doar prin muncă, nu doar prin precauție, nu doar prin studii și ordine și determinarea tipică oamenilor chipzuiți, aș spune, da? Mai vedem ce alte mesaje vin. Ia uite, țineți de bani, țineți de ce aveți, pentru că cineva sau o situație v-a zdruncinat independența. Eventual, voi vă separați. Poate că sunteți voi, deși aici e semnul Venus în Fecioară. 9 de monede, Venus în Fecioară. Poate voi sau poate altcineva, nu știu. E o persoană independentă, o separare și o persoană foarte tipicară, tradițională, fixă. Ar putea să fie semn de pământ aici, versus fecioară. O separare între fecioară și semnul taurului? Din cauza unei noi atracții? Ups! Și atunci 7 de monede ar putea să sugereze o relație de lungă durată, șapte, sunt casa șaptea a relațiilor de lungă durată, a relațiilor contractuale, sentimentale sau de job sau profesionale, da? În care unul dintre voi nu mai vrea să investească. Vedem. Vedem. Pentru că își dorește independența. Sau poate că este atras de cineva mai vibrant, mai atractiv în ce sens? În multe sensuri, nu doar estetic, și atractiv din perspectiva
persoane care știe să-și facă banii săi. Sunt mesaje pentru unii dintre voi. Nu știu pentru cine vorbesc acum, dar pentru cineva clar vorbesc, da? Și dacă vorbesc pentru una, două, trei persoane, tot e ceva. Dar mai vedem. Hai, Taur, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur, pentru că vorbim mai multe persoane care vor asculta și pentru fiecare sunt alte mesaje. Nu uitați că e etalare colectivă. Asta nu e etalare personală, e colectivă. Iunie, ia uite, Marea Preoteasă. Diavolul. Și cinci de spade. Sunt niște conflicte. O mare preoteasă, o persoană educată versus o persoană invidioasă. Și asta creează, nu contează zodiile, creează toxicitate. O persoană destul de izolată, concentrată pe creșterea sa personală, pe însingurarea sa voită, tocmai pentru a înțelege, pentru a menține. Să zic un vol. Pentru că oamenii bârfesc, da? Cinci de spade bârfă toată ziua, da? Cineva e obișnuit cu aceste lucruri. Dar obișnuit, neobișnuit, tot mai apar oameni care bârfesc, invidioși sau joacă mental. Da? Și uite, așa se creează toxicitatea. Pești, Drac, Scorpion, Capricorn, Aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Și aici ați fi voi. Fecioară, Taur, Fecioară, Capricorn. Dar șapte de monede, nu mai vreți să așteptați, nu mai vreți să investiți, nu mai vreți să aveți răbdare, da? Oricine ați fi. Hai să mai vedem. Aș recomanda să asculte și anumite zodii, berbecii și peștii la această etalare. Depinde de vârsta lor, pentru că soarele progresiv se mută. Trei de monede, opt de bâte și faeton. Da, dacă cineva v-a pus într-un triunghi amoros, clar vreți să mergeți mai departe, să vă vedeți de drumul vostru. Da. Pentru că știți că cei care au tendința să se izoleze, or fi și la capitolul Tauri, oameni care vor să investească șapte de monede în educație, vor să-și asculte intuiția, vor să construiască ceva. Și uneori construcția vieții tale sau reconstrucția se face în secret, în izolare. Și atunci, n-ai nevoie de invidioși, da? De spectatori care bârfesc, de vecini care bârfesc, de, eu știu, oameni care nu-ți înțeleg drumul, faetonul, și ambițiile, aș spune, cu 8 de bâte și cu Capricornul deasupra, casa 10-a. Ar fi și niște ambiții profesionale. Și dacă sunt invidioși la locul de muncă, mare grijă cu cine colaborați. Da? Mare grijă. Oricum, o anumită colaborare, un anumit proiect din punct de vedere profesional, sau un anumit curs cu Marea Preoteasă și trei de monede, ar fi și un curs de perfecționare sau, eu știu, ceva nou, da? Vă redirecționează mai aproape de misiunea voastră sau vă pune pe drumuri. Și nu doar că vă pune pe drumuri, vă provoacă și la comunicare. Ar putea să fie la capitolul profesie, casa 10. Ar putea. Ar putea pentru unii. Dar am văzut și triunghiuri amoroase, da? În viitor, asul de spade. Am zis că ar fi bine să asculte și berbecii, că anumiți berbeci intră în progresie pe zodia taurului. Dacă sunteți berbeci de 30 ceva de ani, puteți să intrați în zodia taurului ca progresie. Și la ei a apărut asul de spade, dar în prezent, aici apare în viitor. Înțelegeți. De ce? Nu știu, ideea este că știu. Cât pot să știu, că nu știu tot, că nu sunt Dumnezeu, dar atât cât permit cărțile, o să și clarific.
Colaborările pe care le aveți în prezent, comunicările în prezent, călătoriile din prezent vă duc înspre victorie. Ieșiți din problemele financiare sau din problemele de cuplu. Cuplu, repet, poate să fie și cuplu profesional. Și mergeți într-o poziție de autoritate sau măcar de înțelepciune. La capătul setului de cărți, iar 4 de monede, 4 de cupe și asul de cupe și steaua. Dacă ați stat în relații hipertradiționale care v-au decepționat, care v-au deprimat, am zis, vă reprofilați, vă redirecționați profesional și poate chiar și sentimental către asul de monede și steaua, către noi opțiuni care vă duc, faetonul merge către stea, mai aproape, mai aproape de vindecare, mai aproape de misiunea voastră, mai aproape de un nou proiect, un nou job, o nouă relație. Clarificăm, destul de clarificat. Hai să vedem, Marea Preoteasă în trecut. Patru de cupe, nouă de bâte și soarele. Ia uite, este o ofertă. Ori voi ați făcut această ofertă cuiva, ori cineva ar fi vrut. E o ofertă, care e ideea? Ofertă refuzată. Se putea manifesta ceva nou, de lungă durată, cu bucurie. Dar această bucurie a fost blocată, a fost refuzată din cauza unor. Aș spune, invidii. Vedeți cărțile? Invidii, 5 de spade, relații toxice, adictive, hipertradiționale sau dominatoare, mesaje pentru unii, pentru alții, și neconectarea la intuiție. Când îți vine soarele și oportunitatea asta mare în viață, normal trebuie să simți, băi, asta e șansa mea, la un moment dat. Poate voi ați dat șansa asta cuiva, poate cineva v-a dat, eu știu. Este o ofertă refuzată, blocată din cauza. Ia, asul de monede. Este nemanifestat. Se putea manifesta parte din destin sau măcar o parte din vindecare, dar cine a refuzat a fost super tradițional, super încăpățânat. Clarificăm. Cinci de spade. Cinci de spade, te rog frumos, clarificăm pentru Taur, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur, inclusiv Taur progresiv. Soare progresiv ar putea să fie pentru mine. Cinci de spade. Ia uite. Cavalerul de monede. Cavalerul de monede merge greu în manifestarea asului de monede, da? Monezilor pe care monezi nu sunt doar bani și proiecte, da? Și relații. Merge greu. De ce merge greu? Din cauza invidiilor, din cauza unor influențe negative, mentale, verbale. Poate că recunoașteți că într-o anumită direcție profesională, sentimentală, poate chiar și familiară, lucrurile s-au dezvoltat foarte greu din cauza invidiilor. Și aici, din cauza bârfelor sau jocurilor mentale, s-a creat această karmă, această toxicitate.
Dar tot în trecut, poate, ambele reprezintă zodia Fecioarei pentru unii dintre voi și Capricornului ar spune. Poate ați avut acasă niște chestiuni, niște probleme acasă, discuții acasă, sau poate boala cuiva, sau poate... În fine, greutăți acasă cu patru de spade, cu eremitul, lucruri pe care a trebuit să le înțelegeți. Clarificăm trei de monede în prezent. Trei de monede în prezent pentru Taur, Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Taur. Ia uite, 6 de cupe. Pare de bine. 2 de băte și temperanța. Și un nou capitol. Un nou capitol cu un personaj care ar fi vrut să manifeste ceva nou cu voi, a avut aceste, avem aici semne, Pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, Peșterac, Scorpion și ceva din berbec. Deci, cineva în trecut, probabil, a încercat să manifeste o nouă relație cu voi, poate la lucru sau această relație s-a manifestat greu din cauza că ei au avut probleme la locul de muncă, posibil. În fine, mesaje. Hai să vedem. 3 de monede. Dar trebuie să alegeți, în primul și în primul rând, între un fost, o fostă și un suflet pereche. Posibil în prezent amândouă energiile vor să refacă ceva. 3 de monede înseamnă refacere, 6 de cupe și temperanța, ambele reprezintă împăcare, dar apare la mijloc 2 de băte. Puteți cu ambele persoane să vă împăcați, dar fiecare vă duce într-o altă direcție și aici trebuie să discerneți bine. Să nu uitați trecutul. Să îl iertați, dar să nu uitați și nici să nu mai acceptați. Provocarea cea mai mare în această perioadă ar fi provocare. Să zic, da, provocare ar fi. 3 de monede, reconstrucția voastră. Și asta înseamnă să lăsați în urmă un personaj cu care aveți copii eventual sau care e din copilărie sau pe care îl cunoașteți de mai mult timp și să vă concentrați în primul rând pe oamenii care vă vindecă, vă cresc, vă echilibrează sau să investiți în această vindecare a voastră și reconstrucție cu răbdare, reconstrucție cu răbdare. Nu se manifestă nimic pe loc, cum am zis mai devreme, decât dacă vă conectați la intuiție și știți cum să manifestați. Dar o să ajungeți și la acea înțelegere la un moment dat. Dar, iar manifestarea rapidă nu poate să fie decât în vindecare. Sau așa ar fi bine să fie în vindecare. Sper că înțelegeți limbajul, da? Temperanța e singura care anihilează diavolul, toxicitățile, energiile negative. Ce înseamnă? Credință, calm, vindecare. Și atunci de aia zic, trebuie să fiți într-o stare de centrare, de liniște, de conectare la intuiție pe care probabil la un moment dat, undeva în viață, n-ați manifestat-o și v-a atras relații toxice și v-a atras probleme de cuplu, profesionale. Înțelegeți? Așadar, vedeți, ia uitați-vă, chiar arată bine cartea asta și cred că acesta ar fi mesajul cel mai important în prezent pentru tauri.
Da? Hai să vă arăt. Așa. Aici sunteți voi lucrând. La voi. Sculptura aceasta este viitorul vostru eu, viitorul vostru destin, că faetonul merge către stea, către destinul său. Sau viitorul vostru partener, parteneră. Aici sunteți voi, în cuplu. Sau, eu așa văd, doi de cupe, aici e un cuplu. Aici sunteți voi în cuplu. Voi atunci, în acel cuplu, ați realizat niște lucruri. Poate aveți copii, poate ați făcut niște bani, poate ați făcut, eu știu ce, o casă, ați realizat ceva. Cuplu, repet, poate să fie și cuplu profesional. Este un cuplu aici. Este un trecut, șase de cupe, cineva din trecut. Dar treiul construiește și construiește în sus, într-o catedrală, o operă de artă. Merge spre mai bine, spre destinul său. Și atunci, în prezent, aveți de ales între a sta aici pe loc, toate sunt aici pe loc, la acest nivel, da? Sau, fiți atenți ce frumos vine mesajul, sau a vă ridica un pic, un pas spre ascensiunea voastră, de ori, nu contează la ce nivel sunteți, că aveți facultate, când aveți facultate, este un pas în sus, niște scări, vedeți, sunt niște trepte. Mă interesam cum vine mesajul, acum le leg. Și nu întâmplător le leg și apoi urmează 8 de bâte care zboară, care crește, faetonul care se mișcă, care intră într-o altă vibrație. Da? Deci trebuie să vă urcați un pic, să depășiți un trecut. Cât ar fi fost el de confortabil și dacă cineva din trecut vrea să se împace, să aveți întotdeauna viziunea, iar de un pic mai mult, întotdeauna în viață trebuie să vrei mai mult, nu să stai în karmă, nu să stai în lanțuri. Da? Și uitați, aici este cineva care e la un nivel și la alt nivel. Și nu doar atât. E conectat la intuiție Marea Preoteasă. Vedeți cartea e aici, Marea Preoteasă. Conectați la emoțiile voastre, dar și la spirit. Zboară și urmează alt zbor, 8 de bâte. Și urmează iar mișcare faetonul. Înțelegeți? V-am arătat ca la școală. Aici este. Trebuie să alegeți oameni care vă echilibrează, direcții profesionale care vă echilibrează și vă ridică un pic mai sus, că poate și celelalte vă echilibrau, tehnici de lucru, zic, da? Apropo de cursuri, știu tauri care fac a doua facultate, se duc la cursuri, da? Investesc în creșterea lor, în vindecarea lor. Vor să meargă către destinul său. Nu vor să mai stea pe loc. Da? E un nou capitol. Și uite așa, pas cu pas, ajungeți la victorie, asul de spade, la înțelegere. Tăiați karma, tăiați lanțurile, terminați cu persoanele toxice, adictive, bârfe, da? Clarificăm 5 de monede în viitor. Mie mi se pare fain mesajele. Clarificăm 5 de monede. Asul de spade poate să fie o relație, poate să fie, eu știu, un examen luat, o victorie, sunt multe cărți. Sau reușită, sau înțelegere. Nu știu, poate că m-am repetat. Hai să vedem 5 de monede. Wow! Foarte multe, dar păstrăm așa, pentru că se pare că doi de spade. A fost un blocaj, o tăcere între voi și cineva. Sau va fi, peste care va trebui să învățați. Valetul de monede învață. Învață. Să treceți. Va trebui să învățați să vă luptați cu concurența în această nouă direcție, să vă luptați. Unii poate aveți de luptat în justiție dacă vă separați contractual, poate unii faceți cursuri, eu știu, de drept. Sunt multe. Sau cursuri de arte marțiale care să vă ajute să vă apărați și să vă echilibrați, să vă păstrați, eu știu, dreptatea. Sunt multe. Ideea este că blocați oamenii care v-au ținut în frig în ceață
și mergeți cu încredere, cu combativitate, aș spune, 8 de bâte, 5 de bâte, într-o direcție care vă echilibrează, da, vă echilibrează. Dacă aveți probleme în justiție, da, tot ce a fost negativ va fi încheiat, se va termina. Tot ce a fost negativ, dacă a fost un semn de aer care v-a provocat rău, depășiți momentul. 6 de spade și moartea. Puneți capăt. Da? Pentru că, deci aici este efectul în viitor a ceea ce faceți în prezent, ca să înțelegeți, da? De ce apare în viitor chestiune care ține de trecut? Pentru că în prezent, prezentul reprezentând această perioadă, poate să ține de câteva luni de zile, da? În prezent, alegând vindecarea, echilibru, da? Eliberarea, mișcarea într-o nouă direcție, vă atrageți victoria, repet, și blocați, blocați. Și problemele financiare, și problemele de sănătate, și oamenii care v-au ținut în frig în ceață, da? Și repet, studiați, iar o chestiune de studiu cu valetul de monede, sau investiți, sau pur și simplu deschideți o nouă cale în viața voastră, în care sunteți în stare să vă luptați cu oamenii care sunt nedrepți și cei care au fost nedrepți eventual îi lăsați în urmă și vă încheiați capitolul, gata. Unii dintre voi nici nu mai vreți să vă luptați în tribunal sau eu știu ce, cu acte, cu contracte. Nu, nu mai vreți contracte, vreți să fiți în... într-un soi de calm, aș spune. Calm, mental, cu regele de spade. Dar hai să și clarificăm și pe regele de spade. Apar semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, în mod special, săgetător, capricorn, fecioară, leu și restul, pești, rac, scorpion, toate zodiile în principiu sunt aici, dar în mod special, rac, vărsător, gemeni, balanță, Capricorn, pești, drac, scorpion, ce să mai știu, scorpion. Interesant, dacă cineva nu a vorbit pentru că v-a ținut în frig în ceață 5 de monede, da? A fost tăcere între voi, da? Astea sunt jocurile mentale din trecut ale cuiva. Dacă a fost tăcere între voi și cineva, o figură mai sobră, mai autoritară, foarte logică, rațională, dar cu o forță mentală, aș spune, direcționată într-o negativ. Negativ, da? Dacă acest personaj v-a ținut în tăcere și acea tăcere v-a apăsat. Știți ce înseamnă să te apase tăcerea și v-a dezechilibrat? Învățați să puneți granițe personale în fața lor. Și asta e minunat. Asta este minunat. Da. Cu alte cuvinte, intrați voi în energia aceea de aer, intrați în autonomia voastră mentală, aici este victoria voastră, în care voi nu vă mai consumați 10 de bâte că cineva tace. Nu vă mai puneți întrebări. Aici, jocuri mentale, diavol, da? Energii toxice. Și atunci, vă echilibrați voi și puneți granițe mentale, granițe și mentale, mersi, mersi, granițe și mentale și chiar fizice. Deci stop cadru. Pur și simplu, nici măcar nu mai ziceți, efectiv, nu vă mai pasă de cei care v-au... E, a fost aici ceva nasol. Voi trebuie să știți. Dar, repet, ce e acum atât de frumos în prezent se va resimți prin această victorie față de persoanele care v-au jucat mental într-un anume fel. Voiți sau nevoit? Interesant cum a venit 8 de spade invers. Nu vă mai obsedează, nu vă mai simțiți legați, ia uite. Nu vă mai simțiți legați, legați în gânduri, în stres. Nu. Depășiți. Și poate că oamenii respectivi au fost căsătoriți sau poate un personaj cu care ați fost căsătoriți, e o chestiune de căsătorie, de casă, de bani, de job.
Vă eliberați. Da? 8 de spade, a venit fain, a venit invers și mă bucur. Felicitări. Felicitări dacă alegeți, repet, temperanța. Asta e. Și vedeți, Marea Preoteasă, temperanța și asul de spade. Echilibru între suflet și minte. Da? Între emoții și minte. Și uite, așa vă conectați la altfel de spirite, altfel de energie, zburați, repet, și vă mișcați nu doar mental, ci și fizic. Simțiți energie în voi. Și efectiv, next. Următorul proiect, următorul job, următoarea relație, nu, da? Puneți capăt unui capitol care cred că a atârnat foarte, foarte greu în viața voastră. Cam atât deocamdată. A, ia stați să vă dau și un sfătuleț. Băi, un sfătuleț pentru tăuriași și tăurițe. Extraordinar! Lăsați trecutul în urmă. Wow! Și respirați în mijlocul tensiunii aici, latura opusă voastră, vouă, să zic, este zodia opusă vouă, scorpionul. Asta ce înseamnă? Că în opoziție cu voi, în relația șapte, da? În relațiile de lungă durată, aveți relații foarte intense, transformatoare. Și acolo învățați să lăsați în urmă și să respirați în plină tensiune, pentru că apropo, exerciții de respirație ar trebui să faceți, meditație, da? Unii dintre voi. La marginea apei, fiți atenți. La marginea apei, duceți-vă la marginea unei ape, unui râu, într-un parc, nu contează, lac. Și respirați adânc și calmați-vă și vedeți, eu știu, peisajul din jur, vă dau sfaturi, nu știu, de ca și când ați fi prietenii mei, nu știu, frații, surorile mele. Pentru că știu ce e tensiune. Și știu că este foarte greu să depășești situații de gen diavol. Nu e așa. Știi, 5 de spade mai e cum ai de rat și 5 de spade și diavolul. Adică lanțuri grele, karmă grea, dar se poate prin credință. Faetonul merge către stea și stea înseamnă credință. Dragii mei, stea nu înseamnă vărsător. Stea înseamnă credință. Stop cadru. Concentrați-vă pe pozitiv. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!